Salut și bine te-am găsit la încă un episod din Opanic. Astăzi pentru tine încă o parte teoretică, tot așa pentru începător, bineînțeles, și este vorba de RAM. Ce înseamnă RAM-ul? Înseamnă o ciocnire. O ciocnire mai mică, mai mare, o atingere sau chiar în full viteză. Ca și definiție, RAM-ul înseamnă că tu te ciocnești de un adversar. Și inevitabil, dacă câteodată se întâmplă să faci și damage, să iei damage sau să dai damage sau ambele. Câteodată nu se întâmplă nimic pentru că viteza este mult prea mică sau doar vă atingeți. Dar, prin definiție, RAM-ul să știi că este o unealtă extrem, extrem de folositoare în multe, multe situații. Atunci când, de exemplu, nu poți să tragești pe încărcare sau când tu consideri că tankul tău ar putea să facă un damage foarte mare lovind un tank inamic într-o anumită poziție. Acum eu am pus ca și exemplu aici un Tiger 2, cred că este unul dintre emblematicele exemple, dar să știi că sunt foarte multe tankuri în acest joc care pot să facă acest RAM, pentru că pentru a face RAM ai nevoie de câteva lucruri. În primul rând, tankul tău trebuie să fie mai greu decât tankul inamic. Tankul tău ar trebui să fie cel puțin în partea frontală, pentru că tu mergi cu fața spre, să presupunem, să fie bine sau foarte bine armurat. De asemenea, în momentul în care dai RAM cuiva, să dau un exemplu că Tiger-ul ăsta este victima ta, încearcă să-i dai RAM dacă se poate în partea din spate, unde este mai slab armurat, sau din lateral. Nu zic, poți să-i dai și din față, vei avea succes, dar cel mai mare succes îl ai dacă dai în părțile moi ale tankului. Acestea fiind spuse, hai să schimbăm repede pe Armor Inspector, unde să știi că am pregătit pentru tine un exemplu. Dacă se întâlnesc două tankuri, un E50, un E50 de tier 10 versus un Sheridan. Ei bine, aici poți să compari și să vezi dacă lovești din spate, din față, îl iei undeva la 800-900 damage, de lateral 500, 600-700, în fine, aici nu că nu-l prinde, în ghilimele asta cu ghilimele de rigoare. Da, deci tu trebuie să fii foarte... Cum poți să afli aceste amănunte? În primul rând, dacă te duci, de exemplu, la armură, tu poți să, chiar dacă nu intri pe alte site-uri de specialitate, în ghilimele să spun așa, Blitz Hangar, de exemplu, să te uiți la un tank în amănunt sau pe Armor Inspector, tu poți să vezi inclusiv în joc. Are, de exemplu, la armura frontală a hull-ului are 160 de mm, ceea ce este foarte, foarte bun pentru un tier 8. De asemenea, dacă vrei să-i afli greutatea, te duci la motor și acolo îți arată că greutatea tankului este de 71 de tone. De asemenea, pe tine te mai interesează și viteza. Are aproape 40 de km pe oră, ceea ce este o viteză mediocră, dar o viteză destulă cât să ajungi la tank, destulă cât să propulsezi tankul tot de 70 de tone cu 40 de km pe oră. Deci asta înseamnă că tu, când vei lovi un tank din lateral sau din spate, îi vei face un damage foarte mare. Acestea fiind spuse, nu o să fie un clip lung, o să fie foarte scurt, o să spun direct un exemplu trimis de Terminator, în care exemplifică perfect acest mod de a face damage, RAM-ul. Și îl vedem aici pe Terminator, care merge cu 50 de km pe oră, exact cum vă spuneam, Sheridan-ul care îi vine în față. Și acum o să pun pe pauză cât se poate pe mai multe pauze ca să vezi damage-ul care este făcut acestui Sheridan dintr-un RAM fără să tragă. Deci aici se întâlnesc, cred că s-a speriat puțin acest Sheridan. A luat 100 damage, a încasat Terminator pentru damage-ul făcut, dar în schimb a dat acestui Sheridan peste 1000. Sau mai precis 1200, 1200 RAM damage. Asta înseamnă că i-a luat, după cum vezi, toată viața. Deci da, un exemplu super fain în care tu poți să vezi, tu te poți folosi de tankul tău într-un mod mai deosebit, și anume RAM-ul, o definiție foarte simplă, o mică ciocnire, mai mare ciocnire, depinde de tankul tău și depinde de cum îl folosești. Bineînțeles, aici trebuie să înseamnă multe, mulți factori. Dacă folosești un tank ușor sau foarte puțin armurat, încearcă să nu dai RAM la nimeni. Acestea fiind spuse, sper că informațiile de astăzi ți-au fost de folos și eu îți doresc mult, mult succes în tankulețul tău, dând RAM. O zi bună să ai! Salut!